Salut, eu sunt Vlad Grigore. Ok. Ai ceva ce îmi place, tu ai? Ok. Salut, eu sunt Vlad Grigore și în episodul de astăzi o avem din nou pe Maria la noi pe canal. V-a plăcut la Comic-Con, nu? Normal. Și ați vrut-o din nou pe canal, așa că am revenit cu un nou challenge. Bă, probabil știți challenge-ul ăsta. Avem aici un pachet de karaoke. Avem aici o agendă. O agendă unde o să desenăm. Probabil deja v-ați prins ce o să facem. O să facem, desenează YouTuber-ul. N-am făcut chestia asta la mine pe canal, tu ai făcut-o? Nu? Irina, tu ai făcut? Bravo. Irina, nu mai s-a pe Insta story-uri cât facem vlog. Deci, practic, o să ne alegem fiecare câte un vlogger și o să-l desenăm și... Cum sunt regulile? Hai să punem... 30 de secunde ca să desenezi vloggerul. Hey Siri. Open timer. Zici când ai start, da? Deci prima este Maria, după cum puteți observa. Am setat aici timerul și dăm... 2, 3 și... 7, 5, 4, 3, 2, 1, gata, să vină piesa. Efectiv, a și sunat. Bombă. Gata, nu mai faci niciun punct. Gata, dar n-am crezut că n-am. Băi de capul meu, dar... Mă, deci, sincer, umerii, zici că e un umeraș în primul rând. Da, nu, am greșit-o. E blondă, deci e blondă, are ruj roz. E foarte slabă. Are un picior aici un pic mai strâng. Dar nu contează chestia asta. Tu chiar te gândești? Ah! Irina! Cred că te-a desenat Maria și te-a desenat foarte frumos. Da, 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 ai efectiv cringe în cap, zici că ai dreaduri. Și ți-a pus un ruj de ăsta roz. Hai, acum tu. 2, 3 și... Efectiv. Trebuia să fie doar două picioare, adică nu, efectiv am fost o jenie. Ah, știu cine e. Exploit. E singurul cu părul albastru în cap. Da, ai Exploit? Da, este Exploit, dar nu am vrut să scriu Fiving acolo, voiam să scriu Gucci sau ceva de flex. Hai Maria, tu ești next. Deci până acum avem câte un punct fiecare. Deci când puneți timerul? Acum. Maria Zvinca. Nu? Nu cred. Cine dracu are Mimi? Am nevoie să sunt animale. Păi ce sta asta? E curu. Schivo. Schivo. Păi nu vezi că își face cozile până după urechi? Aaa, da, mamă, că chiar acum am auzit și eu că își face cozile după urechi. Își face cozile super lungi la ochi. Chiar e mult. Eu desenez efectiv ca dracu. Are părul portocaliu, gen dreaduri, e cumva bie. Dar tu nici măcar nu acorzi o șansă să te gândești, evident că e bie, garantat. Păi e foarte evident că e bie. Of, ar trebui să schimbăm culoarea la păr? Nu, că ar trebui să-și dea lumea. De asta am zis să facem cu crânul, ca să ne dăm seama așa ușor. Hai să facem doar cu negru, ca să ne dăm seama așa ușor. Că dacă... Hai acum, bine. Ca să știi? Da. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip de ASMR. 10. E, da, dar tu nu-mi dai niciun anunț înainte, ca să știu și eu. Păi nu te anunț, te anunț în ultimul moment. Păi stai, că nu am terminat. Lasă-mă aici, o să termin și eu. În primul rând, l-am văzut pe Johnny Bravo în viața mea. Au pătrățele, unul are un lanț și unul nu are. Mă, sincer, arată ca Lino Golden cu Alex Velea. Irina! Vino puțin. Vino să ghicești aici la vlog. Deci, efectiv, nu-mi dau seama. Ia, Irina, ghicește YouTube. Alex Velea cu Lino Golden. Ei sunt?
Ghicește youtuberii. Nu, eu am zis așa, asta e părerea mea. Stai puțin, ești tu? Nu, în primul rând eu n-am pătrățele, eu am pătrățaie. Aflați munteanu. Exact! Iată de simplu! Oh my god, vai de capul meu! Deci ca să înțelegeți, mi-am luat o pereche nouă de Nike-uri și stau cu ele prin casă și flexez pentru că îmi plac foarte tare. A făcut aici o prezentare și a defilat într-un cardigan de ăla. Să pui story-urile. Da, 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 o să pun aici un story ca să-l vedeți. Tot ce vedeți pe ea și-a cumpărat acum, întoarce-te puțin cu spatele. Și cu spatele, întoarce-te cu spatele. Da, cred că sunt eu, dar mie, de ce mi-ai făcut țâțile astea turnate de gât? Măi, eu vreau să-ți fac decolteu, dar nu știu cum se face un decolteu. Omul, da. Da. Ăsta e trunchiul. Așa. Măi? Și aici, dacă vrei să faci decolteu, faci o bluză care merge așa și aici faci țac, țac și ai decolteu. Aaaa, da, da. Vezi? Te-ai făcut și mamă, tare. Deci umerii, zici că e un bărbat îmbrăcat într-o rochie. Da, sunt rochie. Umerii, că îi fac capul mai mare și nu mai par umerii așa mare. Da. Așa ceva nu există pe piață. Efectiv, am zis cumva Five Gang și e chiar Five Gang. Nu, ca să vă arăt cum mi-am dat seama că e Five Gang. În primul rând, Pain e la tâța lui Diana Condorache. Noi tare efectiv niște ațe care atârnă așa. Nici nu trebuia să văd culoarea. Ăsta cred că este Gami, pentru că are ochelari de așa, de bombardier, nu știu cum să-i zic. Să te las să desenez că mă duc puțin. Bine. Irina! Ghiciți cine e? E Mimi. Gata! Gata! Da, sunt foarte pregătit. Hai că partea a fost cea mai simplă. E Mimic, e foarte mică! E cu poză? Da. Trebuie să arăt Irina. Ia te-am. Da. Lasă-mă să fac un desen elaborat. O să desenez pe aia cu Mimic, practic e igual. Mă uitam la un TikTok, în caz că nu știați, am și eu TikTok, Vlad Vigore și Maria Zvin, care... Și eu am TikTok. Dați-ne acolo un follow, pentru că facem chestii amuzante. Gata. Oh my god! Eu cred că... Stai să-ți explic. Și cum văd eu, sunteți cumva pe trotinete, tu Irina și cu Schivo. Deci... Cine ar putea fi așa sexy aici, trei fetișcane, asta mai mică? Eu. Tu ești. Mai Powder Puff Babes. Știi că într-un vlog de-a mea am zis Powder Puff Girls sau ceva de efectiv. Irina, cum te-a desenat? Ce părere are Irina despre desenul tău? A râs. A râs, nu? Deci ca să înțelegi, lui Irina i-am făcut un abdomen mai lung, că e mai înalt așa, mm-hmm. Și i-am făcut un shoulder mai mare aici. Mie mi-am făcut un pic de țâțe, că eu am țâțele mai mari ca ele. Și zic că mi-am făcut mai mult cur, că are cur mare. Am este înțeles. Foarte rușit la ochi. Voi știți că noi am mers în vamă? Vai, ce a fost așa fain în vamă. Uite, uitați aici, una, două, trei, patru poze. Ce părere aveți? Ne-am distrat maxim. Ne-am super distrat și abia aș mai merg. Da, și eu în două săptămâni mergem din nou la mare, deci să nu ezitați să ne opriți pe stradă, că a fost minunat să fim morți, să facem poze. Ei s-au dat și în trambulină, efectiv. Da. Da. No. No. Ia uitați ce fac copiii mei, se dau în trambulină. Hai Maria, KO!
acum în momentul ăsta vă pun o poză pe ecran când țineam toate borsetele. Bine. Bun, noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați acolo să apăsați clopoțelul ca să fiți notificați de fiecare dată când postăm. Dați un subscribe și Marie pentru că este foarte tare și foarte sexy. Foarte sexy. Da, da. Nimic, Vlad. Da, da, da. Nu uitați să dați un like, lăsați acolo în comentariu ce vloguri ați mai vrea să vedeți cu noi și nu știu, ne vedem data viitoare. Vă pupăm. Ciao. Pa.